Nu a adus nici vreo luare de poziție față de același subiect din partea vreunui consilier. Era cât pe aci să fie o ședință obișnuită la Roman de tip minutul și proiectul. Nota de culoare au dat-o consilierii PSD care, prin vocea domnului Holban, au încercat să solicite revenirea la taxele și impozitele din anul 2017. Sigur că inițiativa grupului PSD a întâmpinat o așteptată opoziție din partea primarului Lucian Micu. De ce considerăm noi că ar trebui să revenim la impozitul și taxele din 2017? 1. Preconizarea, de fapt, o cunoaște domnul primar că s-a stabilit chiar în Asociația Municipiilor, ca anul acesta, după că o să vadă la buget, să lase la OATE 100% bani. Nu la OATE. Nu la OATE. Și 50 la județ. Deci, haideți, spuneți dumneavoastră, după aia vă după care noi acum am primit 43%, știți că a fost 41%, și după aia au venit 43% la 100, conform referatului făcut pe 24 septembrie. Economiile pronunțate numai de la retragere imediată, nu de cei ca 1 milion de euro. Deci, cam 50 de miliarde lei vechi. Suplimentarea venitelor, vedem acum, într-adevăr, și un lucru extraordinar de mult. S-au creat peste 500 de locuri de muncă cu aceste supermarketuri și e un lucru bun pentru dezvoltarea. Deci, PIB-ul românului va crește. Și din cauza asta, dacă discutam ceea ce putem realiza, era mult mai bine. Nu 20% poate, dar poate la jumătate tot ajungeam la o înțelegere. Surprinzător pentru mine este faptul că am hotărârea din 2017, din decembrie, în care punctul 1, articolul 1, se aprobă stabilirea unei cote adiționale de 20% în vederea majorării unor impozite și taxe locale pentru 2018. 5-11-2018. Astăzi. Identic și la fel. Se aprobă stabilirea unei cote adiționale de 20% în vederea majorării unor impozite și taxe locale în anul 2019. Așa ați scris. Și unde e problema? Este corect. Doamna Pisicăiese? Pot este să adresa anual. Deci nu se respectă, nu merg pe impozit din 2018. Cota se stabilește pentru anul 2019, dar din primul anului 2018. Deci mărim? Nu, rămân la fel. Deci cota a fost pentru anul 2018 adiționat. Deci pentru un singur an. Al următor. La nivelul căruia? Și la nivelul căruia am fost. La baza. La baza, banii baza. Codul fiscal. Codul fiscal. Nu-i 2017? Nu, că la codul fiscal. Nu, nu, față de fiscal. Ce înseamnă? Cum are de-a fi? Iar. Deci dacă este anual. Mai explicați-mi un pic, mai pe înțeles vă rog. La aceeași bază. La aceeași bază, care este codul fiscal, trebuie să merg anual cu adiționalul acesta. Dacă vreau să ajungem. Deci nu mă duc la raportez la 2018 când fac la de ce nu a spus chestia asta în octombrie sau în decembrie? Anul trecut? Pentru că anul trecut, domnul consilier, anul trecut am avut două ședințe pro automat. Una în octombrie. Una în octombrie, când s-a aprobat la nivel. Domnul consilier, una în octombrie, reluăm discuțiile de anul trecut, una în octombrie când am aprobat taxele și impozitele la același nivel ca în 2017 și ulterior când guvernul dumneavoastră a venit și ne-a furat banii din cursul local. Nu, ia doar. Păi, și ați promis dumneavoastră că îi dați înapoi. Până în iunie. Și ce ați dat? În iunie, da? Și ce ați dat? Minus 1,7. Da? Deci, încă o dată, ca să înțeleagă toată lumea, doamna director. Deci, dar cine a plătit anul ăsta 5 lei, anul viitor plătește tot 5 lei. Singura modificare, dar condițiile nu ce le-am atibrit. Lăsați la fel dumneavoastră grijă la procesul. De ce să mă avem grijă? Lăsați aia, e treaba. Nu există o hotărâre definitivă, nu avem ce discuta.
Deci, vă rog, haideți ca să casă și vreo. Ca să se închemă. Aș ruga ca președința din luna decembrie, până să avem în loc compartimentul financiar, să vină cu o simulare în cadrul Consiliului Local, până pe taxele și impozitele din 2017, câte s-au încasat, să vedem 2018 și preconizatul 2019. Ca de aici ne facem. În luna ianuarie putem face. Aia putem face în luna ianuarie. Adică, dar noi deja am făcut, ca să vă răspund, noi deja am făcut acest lucru la sfârșitul semestrului, când s-au încasat la luna septembrie, am făcut deja public acest lucru. Și am spus peste tot, unde au fost depășirile. Adică, milionul, de exemplu, da, ăla, de la de euro care au să facem bani, 9 milioni, 800 de mii de euro. Ăla când îl desfacem pe bugetul local, domnul consilier. Știu, dar aici... Nu face obiectul discuției astea. Când dezbatem bugetul pe anul viitor, atunci stabilim ce facem cu banii. Acum doar discutăm cuantum taxelor și impozitelor pe anul viitor. Încercarea unui grup din USR de a lua cuvântul în ședința de Consiliu nu a fost susținută decât de cele 5 voturi ale PSD, așa încât USR se bazează în continuare pe acțiunea în instanța de contencios pe care a deschis-o domnul Samson. Una peste alta, în ședința de Consiliu din 5 noiembrie, s-a spus de vreo 6 ori că taxele și impozitele pentru anul 2019 nu se măresc. Aferim.